Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru amnistie fiscală. Sunt vizați 600.000 de români cu venituri mici care au fost somați de fisc să plătească retroactiv contribuții la CASS. Aceștia vor fi iertați de datoriile la sănătate. Acordăm facilitatea persoanelor care au obținut în perioada 2015-2017 venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe țară sau venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie, să nu plătească decât opțional asigurări sociale de sănătate. Ordonanța de urgență are și o altă prevedere ce se referă la cei care au primit după data de 15 martie anul acesta decizie de impunere pentru plata la CASS pentru perioada fiscală 2014-2017. Prelungim termenul de acordare a bonificațiilor pentru persoanele care plătesc anticipat contribuțiile de asigurări sociale de sănătate. Termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, iar cei care plătesc în 60 de zile vor beneficia de o reducere de 10%. Valoarea totală a datoriei românilor vizați de amnistia fiscală este de circa 1 miliard de lei.